Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Nu și preotul ne-a spus, că nu trebuie să iertați. Eu vreau și mama lui să simtă durerea care o simțim noi. De mai bine de un an, Valentina Cârlig din Isporeni spune că trăiește cu o durere care zilnic îi macină sufletul. În aprilie anul trecut, femeia și-a mormântat nepotul de 22 de ani. Aproape de ora 8 ne-a sunat Roma, că pe Sandu l-a pălit un băiet, l-a trândit în canal și l-a paralizat pe loc. Valentina povestește că Alexandru a plecat de acasă pentru a se întâlni cu prietenii. Fiind în parc, a fost atacat de un grup de tineri, cu unul dintre care era în conflict. Acesta l-a lovit pe Alexandru, iar apoi l-a aruncat peste un pod. Ei au venit patru. Ei erau patru, dar era Sandu, Roma și Dorohoi, dar nu știu cum îl cheamă pe seala. Așa spun ei, că au venit cu intenția să-l bată pe Sandu. Femeia spune că are și dovezi, că agresorul a venit cu scopul clar de a-l ataca pe nepotul ei. Numai cum se aude și vorbesc. Dar Sandu și de săracul, el nici se uita în telefon și îi dovede el așa că... Astăzi, la mai bine de un an de la tragedie, Valentina Cârlig caută dreptate în instanță. Doar că magistrații nu se grăbesc să-l pedepsească pe vinovat, se plânge femeia. Mai mult, ea spune că și principalul martor s-a pierdut fără urmă. Da, pe urmă, tot în timpul ăsta, apoi Roma ne-a spus că l-a întâlnit Pahomea și încă unul, nu știu care încă mai era, și i-a propus 2000 de euro. Că îi dau 2000 de euro, numai să spui împotrivă. Asta ne-a spus Roma. Și pe urmă, vorbește lumea că, într-adevăr, el a luat bani. Unde este acum tânărul care a fost martor la nenorocire? Ce spune el despre incident? De ce evită să comunice cu familia victimei? Ce crede despre dispariția lui Valentina Cârlig? Dar și de ce până astăzi instanța nu a pronunțat verdictul pe acest dosar? Aflați în ediția de azi. Valentina Cârlig se teme că pentru moartea nepotului său nu va mai răspunde nimeni în fața legii. Ea a venit în această seară în platoul nostru în speranța că durerea și temerile îi vor fi auzite. Bună seara! Bună seara! Doamna Valentina, mai întâi vreau să vă întreb, de ce vă temeți că pentru moartea nepotului dumneavoastră nu va răspunde nimeni? Pentru că în ultimul timp am auzit că inculpatul a plecat la Italia. S-a căsătorit cu o fată și a luat altă familie, dar el nici nu a avut... asta să nu poată părăsi țara, cum se cheamă... Interdicție. Interdicția. Da, o stat în arest. Deci este liber, face ce vrea. Da. Și asta cumva vă neliniștește. Da, dacă el s-a dus în Italia, cine îl mai găsește să-l aducă, să răspundă? Doamna Valentina, vă rog frumos să ne povestiți cum vă amintiți ziua în care s-a întâmplat nenorocirea. În ziua și pot să vă spun, pe la orele 5 și nepotul meu, Alexandru, a ieșit să duce să întâlnească cu prietenii în parc. Era și... cumva indispus, se pregătea de dar ceva mai rău. Nu era indispus. Nu? Ca de obicei, nimic nu ați observat la el. Nu dar, am observat așa că... E ceva conflict, aveau din mai înainte ceva să auză că băietul și ala de-o fată a vorbit rău pe internet. Pe un site, nu știu ce site, că eu nici nu mă pricep tare între acestea. O vorbit-o rău pe o fată, dar Sandu nu-l cunoște pe inculpat. Nici pe fata și ei nu-l cunoște. Pur și simplu el, i-a spus-o, zic că dacă... Nu-l cunoștea, vă referiți, personal, că nu s-a văzut nu se niciodată. Eu, nu, dar pe rețelele de socializare se știau, s-au scris. El era din Bățărești, nu e din Isporeni. Asta tot ce știți despre acel conflict dintre și cei ceva doi? Ei pentru, ceva pentru o fată să luau, dar care mai spune că Roma i-a luat telefonul prietenului ăsta, chipurile lui. Și eu trimis la șala ceva mesaj, dar nu deci pot așa, să spun că ați auzit nu... pe apucate, da. Dar nu știți exact ce nu era luat între ei. Telefonul la expertiză, cum se cheamă. Doamna Valentina, cine v-a anunțat despre minorocire? Cum ați aflat? Pe soțul meu l-a chemat Roma, prietenul ăsta care era cu dânsul. Când? Acolo. În ce circunstanțe? La 8 și ceva, seara. Deci la 5 ieșise băiatul din casă, iar la ora 8 seara? Da, cam pe la orele 8. V-a anunțat prietenul lui? Mai întâi v-a sunat? Da, ne-a telefonat.
Ce a zis el? A spus că zici, pe Sandu l-a bătut un băiet și l-a aruncat în canal și el deodată l-a paralizat. E că cine a spus. Și asta ce v-a zis în momentul da, celălalt telefon? Și-a chemat salvarea, mai scurt, cineva trecând pe... Dar el v-a povestit, el a zis că pe Sandu l-au bătut, l-au aruncat, dar v-a zis și cine l-a bătut? Da, ne-a spus. Cum s-a întâmplat atunci la telefon? Ce v-a spus? Da, un băiet din Brăzărești cu care a avut conflictul, așa ceva ne-a spus. Cu care a avut conflictul? Da. Dar, uitați-vă, colegii mei au discutat cu un amic de-a nepotului dumneavoastră, vă spun și numele Adelin. Lui, Adelin Prisăcaru, da. Care ne-a spus că în acea seară Alexandru s-a pornit anume la întâlnirea cu acest băiat cu care ar fi avut conflict. El nu ne-a spus. Și l-ar fi chemat și pe el. Nu știați despre nu. Asta, da? Nu. Haideți să auzim ce ne-a spus Adelin. Da. Cu două zile înainte de tragedia asta, m-am întâlnit cu... cu Sandu. I-am mai vorbit, dar nu prea știam eu că el are conflicte. Eu îți vă spun, el vorbea pe internet, da, cu prieteni, cu mă. Și l-am văzut că era agitat în ultima vreme, dar și sunt de la și cum, nu m-am gândit că chiar de la fata asta. Cu joc, cu joaca asta. E buturc, care e în clasnic, e să joacă. Adică, să juca, să juca, dar acolo intersectează mult lume cu mult lume și cred că ei doi s-au intersectat și hai să facem cunoștință. E bine, și cred că aici la Mihai Gude aș aflat și vrea să iei măsuri. Era prietenul ei, așa știm noi. Fata asta, Daniela, că Daniela o cheamă, a fost văzută în public, adică de mai multe ori numai cu dânsul. Gude ăsta era gelos, și hai să luăm măsuri, să facem, să vedem. Ceva știem că, dar e, eu nu știu dacă de Daniela asta, cred că e asta, e, avea și o fetiță și lui îi plăce de dânsa și de fetiță, vrea chiar să gânde la lucruri serioase. Dar nu pot să vă spun că nu știem așa detalii. El îmi spunea că îi place tare de dânsa. E... Și chiar dacă are un copil, da, oricum n-are importanță. De... Da, 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 da. El tare îi plăce de dânsa. Dar el a dar zis nu tare, că, des uitați-vă, întâlneu. De această fată, sau mai bine zis, o tânără, e legat un conflict. Nu, că intrase în conflict cu cineva. Nu a spus. Chipurile, nu eu, a pomenit deloc? De nimic? Alt băiet, spune, dar acela, pe urmă l-am cunoscut, dar nu era așa agresiv, nu, băiet, mă rog, care era dar... tata fetiței, adică. Mm-hmm. Dar pe ista, pe Guida, eu nu știam că el se întâlne cu... Dar Alexandru, era, cum să zic, certăreț? Sau repede se aprindea, el, intra în conflict? El, tare mare răbdare, da, se enerva, dar trebuie să-l scoți din sărite. Nu că deodată se porne cu... Putea acest Guida să-l scoată din... Da, cred că eu știu el. Ceva i-a zis urât că soțul a auzit pe... Când Sandu îi spune, zice că eu de mama ta nu m-am aninat. N-ai și vorbi prostii de mama mea. Și asta putea să-l provoace? Putea să-l provoace. Dacă îi spuneai ceva rău de mama, da, nu? Da. Pentru ca că și el, oricine da, dintre noi, nu? Da, el cu tata lui s-a divorțat când el era mic. Și el cu mama, mă rog, a stat și la noi, când aveau casa lor aparte, nu își fac. Haideți să auzim ce ne-ați povestit despre nepotul dumneavoastră. Da. Alexandru Colun avea 22 de ani, părinții lui au divorțat pe când băiatul avea doar 2 ani. De atunci, mama lui a apucat drumurile străinătății, astfel Alexandru a rămas în grija bunicilor săi. Trăiau la noi, că nu a avut casa lor, nu a avut nimic. Când s-a dus el la Italia, dar el avea de vreo 9 ani, 10, mă zic. Și pe urmă, încet, încet, a luat și pe dânsul. Și el de prins cu noi, aici a crescut, aici e tot, mă rog. Valentina Cârlig povestește că din copilărie Alexandru avea probleme de sănătate și nu putea să facă efort fizic. El a fost bolnav, a avut o problemă de sănătate și mâna dreaptă nu prea putea, nu avea putere între însă și piciorul drept. Și a avut o aneurismă la creier.
și a făcut, avea și criză de epilepsie, era dânsă-i de. Femeia spune că din cauza problemelor de sănătate, nepotul ei nu putea să muncească și nici să meargă la învățătură. S-a dus să mai lucreze pe colo, pe dincolo, dar nu putea, dacă nu putea cu mâna dreaptă. A terminat nouă clasă. Nu a vrut. Nu, dar nu putea. El, asta l-a luat la Italia și acolo trebuie să facă toate intervențiile, este atât. Valentina spune că avea o relație strânsă cu nepotul ei, iar acesta nu avea secrete de ea. Între timp, în platou, ni s-au alăturat avocatul Alexei Lungu și psihologa Cornelia Bodurin. Împreună cu ei vom discuta despre nenorocirea care s-a întâmplat cu nepotul Valentinei Cârlig, dar și despre bănuielile femeii că făptașul va scăpa de pedeapsă. Bună seara! Bună seara! Ați venit. Alexei, vreau să te întreb pe tine. Mai devreme, doamna Valentina ne-a spus că a trecut mai mult de un an de la tragedie. Un an de când s-a întâmplat. Și de atunci, instanța a avut doar 3 ședințe, una dintre care chiar s-a amânat. E ceva ieșit din comun? Asta ca preliminare sau era. Sau juriștii o văd altă? De ce întreb? Bănuiesc pentru că doamna Valentina se teme că totul se lungește artificial, da? Ca da. Să-l scoată da. De sub învinuire pe acest da. Băiat pe da. Care îl credeți vinovat. În cauzele penale de această categorie se efectuează expertiza medico-legală. Ca de obicei, organul de urmărire penal face diferite acțiuni cu prezența acestor persoane, cum ar fi audieri, confruntări. Din acest motiv, nu văd straniu faptul că până la moment nu este o sentință în cauza respectivă. Deci nu trebuie să se neliniștească deocamdată, doamna da, Valentina. Consider că la moment careva temeri ca dumnei să se alarmeze nu este. Deci totul însăși, merge da. Conform timpului său, da? Da. Așa este pare la prima vedere. Da, o chestiune obișnuită pentru examinarea cauzelor în instanță. Doamna Valentina, spuneți că l-ar fi aruncat cineva da. Peste pod. Da, întâi i-a dat-o un pumn în față și pe urmă l-a apucat de picioare și l-a răsturnat. Spuneți-mi, vă rog, credeți că l-a făcut-o, a făcut-o intenționat? Da, în filmuleț se vede că e intenționat. Haideți este să vedem acest video despre care ne, sunt camere ne da. Povestiți. Atenție! Din toți patru, nici unul nu s-a oprit. Dar ați văzut că au coborât, se vede. Păi s-a dus și eu mai dat, eu știu și eu făcut în râpă. Dar nu l-a ajutat absolut deloc. Nu a chemat salvarea, ei s-a dus, a plecat și a cătat de treabă. Din imaginile respective, eu înțeleg că acțiunile persoanei au fost intenționate. Vedem certitudine că este aplicat o lovitură cu palma sau pumnul în față. Ulterior se vede clar. Se vede da. Că l-a apucă de picioare, da? Și l-a aruncă, împinge da, peste... ca să cadă de tot. Da? Poate fi interpretat gestul? Poate... Văd un grup de tineri foarte agitați, cu nuanțe de agresivitate care persistă în fiecare gest, absolut în fiecare gest. Deci era, deja era o
eu nu pot spune că eu vin să mănânc și bomboane. Adică da. Absolut din ce și văd da, eu, e o agresivitate care deja răgufnea fiecare, în fiecare gest, în fiecare cuvânt. Și era un băiat, vorbesc de nepotul dumneavoastră, care era o fire, din ceea ce am văzut eu, foarte cuminte, foarte plăpândă, cu cel puțin, cel puțin putem da. Să zicem că nu era provocator din, în acel moment, din da? Fiziognomică să, și să din, provoace atacatorul, nu? Și din dizabilitățile pe care le are, eu înțeleg și aici înseamnă dizabilitatea care a spus-o dumneavoastră. Da. Nu putea omul ăsta să prezinte pericol sau să intenționeze sau să... Categoric, și poza care era destul de pașnică și încercarea, după câte am văzut eu, era o încercare de a dovedi, de a mai comunica, adică de a transforma. În moment arăta ceva în telefon. Da, era o încercare de a aprona situația. După cât eu văd o poză liniștită, calmă, cu un telefon, și nuanță de agresivitate, cu tendința de a se autoafirma în fața unui grup de același soi, gen și rață. E ușor să te autoafirmi, mai ales când persoana e cu dizabilitate și șede, înțelegi? Din analiza tuturor circumstanțelor, mi-am creat impresia că grupul de persoane agresive a venit cu o intenție stabilită. Noi, pentru după... a clarifica o situație, da, a existat un conflict anterior. După părerea mea, nu poate fi vorba despre un huliganism, că în cazul huliganismului agresiunea se manifestă spontan, fără un careva motiv, fără ca persoanele anterior să avut careva conflict, ceea ce nu văd în cazul respectiv. Doamna Valentina, vreau să vă mai întreb. De ce credeți că ei nu i-au acordat niciun ajutor? Iată, vedem băiatul ăsta sare și sar și ceilalți. Nu credeți că aici încercau să vadă cel puțin ce e cu... Nu, ei s-au dus jos și s-au uitat. Într-adevăr, el e paralizat. Așa ne-a spus Roma, care era acolo. A, deci Roman v-a zis despre toate acestea. Spuneți-mi, vă rog, dintre acești, acum e număr 6. Deci ar fi 4 să duc. Dar au venit așa la altă, înseamnă că doar oboi. Așa, deci 4 erau, practic, atacători. 4 atacători, ei pleacă. Mai mult nu se mai întorc, din câte înțeleg eu. Spuneți-mi, câți dintre ei sunt cercetați acum de către... Numai Guidea, Ingulpatu și Pahomiac. De ce ei doi? Doar. Dar eu nu pot să vă spun, pentru că anchetatorul a spus că din film aici nu-s vinovesc, nu l-au pălit, nu... Deci, practic, ca și atacători au fost recunoscuți doar aceștia doi, care l-au împins pe Alexandru și... care l-au fugărit pe... Roman. Da. Nu l-au fugărit tot Guidea pe Roman, dar nu știu, pentru că l-au pălit pe Roman, nu știu, pe tot acolo. Domnule avocat, cum comentați? Două dintre persoanele din grupul agresiv, din imagini se vede că nu întreprind careva acțiuni. Sunt pasivi, cumva. Da. Este clar că două persoane aplică lovituri celorlalte persoane din grup. Cred că din aceste considerente, organul de urmări procurorul a dat apreciere juridică doar acțiunilor persoanelor agresive. Cele două care nu s-au implicat, respectiv, nu pot fi atrase la răspundere, fiindcă n-au întreprins careva acțiuni agresive față de... Doamna Valentina, dar spuneți-ne, vă rog, dacă știți de ce anume sunt acuzați cei doi și dacă v-au zis cumva avocatul sau poate chiar și procurorii, ce riscă ei? De Guidea, că a provocat leziuni corporale grave care au adus la deces, moarte. De și la ce 7 riscă până e? La 15 ani. Așa? Și celălalt? Dar de celălalt nu pot să vă spun. Așa la poate spus că așa cu amendă, cu ceva mai simplu. Dar dumneavoastră, ce doriți, de fapt? Cum, ce eu vreau să răspund. Deci făcut. Și îmi pare rău, pentru că pe aici la alții nu-i... cum să lești tu o persoană, știi, că-ți spune că e paralizată, că nu mai poate de durere și tu te scuturi pe mâini și pleci mai departe. Eu, de pildă, știu că poate să întâmple cu oricine, orice se întâmplă, dar chem salvarea, chem ajutori, faci ceva, dar vii măcar o dată la spital să vezi și cu dânsul. Nu a fost. Nimeni absolut, nu. O spus peste tot că e
îi cumpără pe toți, dar băietul ei pușcărie n-a să facă. Treaba s-a mai hotărât ceva și pe urmă a dispărut. Trebuie să fie pedepsit. Eu propus o sumă bună de bani. Vă și... zici ce sumă? 2000 de euro. A făcut omorul ăsta intenționat? Noi am venit să-mi cerem iertare, zic și fel de iertare. Tu, să sunt ce și sunt fiica mea și noi. De mai bine de un an, Valentina Cârlig din Isporeni spune că trăiește cu o durere care zilnic îi macină sufletul. În aprilie anul trecut, femeia și-a mormântat nepotul de 22 de ani. E ceva conflict, aveau din mai înainte ceva să auză că băietul și ala de-o fată a vorbit rău pe internet. Valentina povestește că Alexandru a plecat de acasă pentru a se întâlni cu prietenii. Fiind în parc, a fost atacat de un grup de tineri, cu unul dintre care era în conflict. Acesta l-a lovit pe Alexandru, iar apoi l-a aruncat peste un pod. În filmuleț se vede că e intenționat. Nimeni, din toți patru, nici unul nu s-a oprit. Astăzi, la mai bine de un an de la tragedie, Valentina Cârlig caută dreptate în instanță. Doar că magistrații nu se grăbesc să-l pedepsească pe vinovat, se plânge femeia. Mai mult, ea spune că și principalul martor s-a pierdut fără urmă. Inculpatul a plecat la Italia, s-a căsătorit cu o fată și a luat altă familie. Unde este acum tânărul care a fost martor la nenorocire? Ce spune el despre incident? De ce evită să comunice cu familia victimei? Ce crede despre dispariția lui Valentina Cârlig? Dar și de ce până astăzi instanța nu a pronunțat verdictul pe acest dosar? Aflați în ediția de azi. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre nenorocirea care s-a întâmplat în familia Valentinei Cârlig din Isporeni în aprilie 2021. Femeia și-a mormântat nepotul de doar 22 de ani. Alexandru Colun a murit după ce a fost bătut și aruncat peste un pod. Mai devreme, Valentina ne-a povestit că după mai bine de un an, instanța încă nu a luat o decizie în privința presupusului agresor. Femeia spune că este teamă că acesta va scăpa basma curată. În câteva momente vom auzi ce spun procurorii despre tânărul care i-ar fi luat zilele lui Alexandru. Iar acum vom discuta cu bunicul băiatului decedat. Vasile Cârlig ni s-a alăturat în platou. El spune că principalul martor din dosar, care era și cel mai bun prieten al nepotului său, a dispărut fără urmă. Ce crede familia victimei despre acest fapt? Aflăm chiar acum. Domnule Vasile, bună seara! Bună seara! Roman, așa îl cheamă pe prietenul nepotului dumneavoastră? Da. Și el a dispărut? Da, după mormântare nu a fost nici la 40 de zile. Nu, nici... la 40 a fost, dar pe urmă. A, pe urmă, eu nu știu. De când nu ați încercat poate să-l contactați și nu a mai... El mai suna câteodată și întreba și s-a mai hotărât ceva și pe urmă a dispărut. Am fost și am pus niște flori acolo la unde s-a întâmplat tragedie. Și Roma atunci a fost la mine și eu m-am dus la, acolo în parc. Și el s-a dus acasă, unde trăie. Și a ajuns în dos, unde la noi e executivul, și vine în tâmpinare doi băieți, aiești, dintre aiești care... Care erau un grup care au fost, agresiv. Că, da, Pahomea și încă unul, dar nu știu cu cine. Și eu propus o sumă bună de bani. Vă zici ce sumă? 2000 de euro. Și i-a dat un telefon, număr de telefon, sau două, nu țin minte, și o zic, dacă ceva, să-i sune pe telefonul și ala. Dar în schimb, la ce i-au propus ca acești bani? Ca să nu... Ca să nu și ei marturi, să știe cererea de la poliției, care o mărturiile care este, dacă să... Să și le retragă. Da, și dar retragă. Dar dumneavoastră de unde despre asta ați aflat? Păi despre Roma această propunere. Deci el a mers acasă și după asta v-a sunat și v-a povestit? Unii chiar la noi atunci. Așa? Da. Și l-ați întrebat probabil, a ei acceptat banii? El a spus că nu deodată. Nu, eu a spus că Sandu ne-a fost prieten, cum să-l... Da, păi a spus că nu. Trădez. Da, da? Da. Ar fi fost da. O trădare, da. Nu? Da. Da. Deci, așa sau altfel, dincolo de motivele lui, voi bănuiți că el a luat banii. Da.
Dacă nu răspunde, schimbă numărul la telefon, nu răspunde... Să știți că echipa noastră l-a găsit pe Roman și am reușit să discutăm cu el. În câteva momente veți auzi ce ne-a spus el nouă. Dar mai întâi, spuneți-mi, e adevărat că familia inculpatului a cumva a făcut legătura și cu voi? A încercat să, să vă cumpere? Banii nu mi-au propus, dar eu o spus și toți ne vin și ne spun. Ia cine? Mama lui inculpat, lui Guide. Așa. O spus peste tot că e, îi cumpără pe toți, dar băietul ei pușcărie n-a să facă. Așa, dar pe voi, personal, nu. Pe cineva dintre voi, nu. Eu i-am spus deodată că a venit a doua oară. Deci ea a venit la voi? De două ori a fost. Cu ce ocazie? Odată a venit, a stat cu dânsul de vorbă. Domnule Vasile, ce v-a zis? Mai în scurt, spune. După mormântare, asta a fost vineri mormântarea și sâmbătă, eram în o gradă și văd niște, la mine locul, la unde loc trăiesc, mai jos ca drumul. Și pe sub poartă, așa, am văzut niște încălțări. Și când mă sui pe scări și mă uit la poartă, când este, noi am venit să-mi cerem iertare. Zic, și fel de iertare. Zic, nepotul noi și-ți va șeri, după ce l-am mormântat iertare. Da, ați înțeles cine este. Da. Nici o iertare nică, zic. Și ei nu început să spui că acolo video și ala nu e ceva, e montaj, că și ea, că și ea. Și pe urmă eu început să-l aud, că-i cumpără pități și procurori, judecători. Și... Față de dumneavoastră? Chiar în față? Nu, în public, așa. Și au scos apartamentul de vânzare, au vândut apartamentul cu 22 de mii, pe șerie, că a pus tăt, pe internet a pus. Și a doua oară când a venit? După 40 de zile. Atunci am stat eu de vorbă. Și am venit să-mi cer iertare. Zic, cum poți să veniți? N-ați venit nici vreodată în spital. Eu vreau ca tu să simți ce și simte fiica mea și noi. Că e unicul copil a ei era, al fiica mea. Dar spuneți-mi, vă rog, tânărul, făptașul, el a venit vreodată? Niciodată. Pe dânsul l-am văzut numai la judecată. Atunci v-a zis ceva? Nu, absolut deloc, nici nu a vorbit cu noi. Știți, eu am fost în sală, pentru că pe dânsul nu l-a primit, și așa se purtau de obraznic, că judecătoarele le-au făcut observații. Andi și Pahoma și Andi, nici nu se sculau când îi întreba, mă rog, doar în fața judecătorului Tiscol. Și asta v-a supărat, v-a atins la suflet. Am văzut că sunt niște... Dar ziceți, deci ca să înțeleg, el nu recunoaște vina, chiar dacă mama lui a venit de două ori și a cerut scuze. Odată spunea anchetatorul că și-a recunoscut vina, dar pe urmă că nu mai recunoaște vina. Trebuie să fie pedepsit. Trebuie să fie pedepsit deoarece omul ăsta prezintă pericol mare pentru societate. Foarte mare. E un dezechilibru și o agresivitate aretată. Îți divorțați și nu se împac cu tațul, cu bunic sau cu nimeni. Deci este ceva ce a împiedicat mecanismul formării normale a psihicului uman. Știi? Este ceva ce nu i-a permis să devină, de fapt, o personalitate normală de a fi în societate. A făcut omorul ăsta intenționat? Cred eu că omorul nu a fost intenționat. Lovitura intenționată. Autoafirmarea pe baza unui... tânăr cu dizabilitate, autoafirmarea în grup, știi, și un fel de, nu știu, cocoșandru. Da, omor, cred că nu s-a gândit nici el la așa urmări, dar gestul ăsta de agresivitate care a dus la, trebuie pedepsit. Din câte am înțeles, unul dintre inculpații este învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 151, alineatul 4, pare mi se, da? Hotămarea intenționată gravă a integrității corporale, care a dus la deces. Norma penală respectivă prevede pedeapsa de la 12 până la 15 ani de închisoare. De la 12? De la 12. Așa. Poate scăpa? Nu văd careva posibilități legale ca persoana respectivă, fiindu-i incriminată o astfel de infracțiune, și instanța de judecată să-l recunoască vinovat de anume această infracțiune, se aplice o altă pedeapsă decât o pedeapsă cu închisoarea cu executare. Haideți să revenim la moartea lui Alexandru. Medicul legist Ion Cufșinov a analizat raportul de expertiză judiciară a lui Alexandru Colun
Noi l-am întrebat pe expert dacă traumele primite de Alexandru au legătură directă cu cauza morții. Să vedem ce concluzie a făcut specialistul. Colun Alexandru, anul nașterii 16 aprilie 1999, a fost diagnosticat clar un traumatism vertebro-medular, dar la nivelul sectorului cervical al coloanei vertebrale. Adică medicul legist care a făcut examinarea medico-legală a cadavrului a depistat fractura dată la nivelul dacă să fim exacti, deci la nivelul corpului vertebrei cervicale 6. Un lucru cert că această fractură, acest traumatism s-a produs prin supracurboarea coloanei vertebrale la acest nivel. Aceasta putea fi prin cădere cu aterizare pe cap, fie invers, prin cădere pe fiese, să zicem, cu flexia capului înainte. Deci coloana vertebrală a avut un impact destul de puternic la acest nivel, care osul n-a putut să reziste și s-a fragmentat. Acest traumatism a decurs cu evoluție negativă pentru bolnav, s-a complicat cu edem ascendent, ceea ce în final a dus la deces. Deci este o legătură directă între traumatismul suportat și deces. În câteva momente îl vom auzi pe martorul tragediei despre care rudele victimei cred că s-ar ascunde și îl bănuiesc că ar fi luat bani de la presupusul ucigaș ca să-și schimbe depozițiile. Dar mai întâi să auzim cum comentează procurorii acest caz. Atenție! Cu referire la cazul care ar fi avut loc la data de 31 martie 2021, unde Alexandru Colun din Isporeni ar fi fost bătut de către Mihail Guidea, după care la 5 zile de la incident a survenit decesul primului, vă informăm despre următoarele aspecte. Circumstanțele cazului sesizat s-au examinat de către organul de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Isporeni în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul săvârșirii infracțiunii de huliganism prevăzută de articolul 287 aliniatul 2 litera B și vătămarea intenționată gravă a integrității corporale care este periculoasă pentru viață, acțiuni care au provocat decesul victimei, infracțiune prevăzută de articolul 151 aliniatul 4 din codul penal. În această cauză penală a fost executată expertiza judiciară medico-legală a victimei. Alexandru Colun. La data de 18 iunie 2021, cauza penală vizată supra a fost expediată cu rechizitoriu în instanța de judecată competentă, judecătoria Ungheni. La moment, cauza penală se află la etapa de examinare judiciară, fiind desfășurate 3 ședințe. Cu referire la întrebarea ce statut procesual are Mihail Guidea, informăm că acesta are statut de inculpat și își recunoaște parțial vinovăția în săvârșirea infracțiunilor incriminate. În cadrul cauzei penale a fost cercetat și Ion Pohemea, fiindu-i înaintată învinuirea în baza articolului 287 aliniatul 2 litera B al codului penal, în raport cu o altă parte vătămată, Roman Marian. Despre cel de-al doilea inculpat, știați ceva? Pe dânsul nu l-am știut, nici pe părinții lui, pe nimeni n-am știut. El, de fapt, l-ar fi bătut pe Roman. Da. Da, deci amândoi pe Roman. Pe și aici Guidea, și aici Pacome. Dar cel puțin el pe Alexandru nu l-a bătut. Nu, Pacome pe Alexandru. De asta mai puțin vorbim despre el, da? Pe voi mai mult vă interesează Guidea. Da, da. Dar aici, dacă nu-l ținea pe Roman, poate nu se întâmpla, este la paradă, așa că când a văzut că Roman s-a sculat, l-a apucat pe Roman, în Pahome, pe Roman l-a apucat și-l ține și în timpul ăsta de-am însărat cum l-a apucat picioare și l-a aruncat acolo în șanț. Și după aceea de-am oist, au fugit după Guidea, după Roman și Roman și amândoi. În acest filmuleț. Așa cum am spus mai devreme, echipa noastră l-a găsit pe principalul martor al tragediei, tânărul pe care Valentina și Vasile Cârlic îl bănuiesc că ar fi luat bani de la presupusul ucigaș al nepotului lor. Băiatul a refuzat să se întâlnească cu colegii mei și s-a lăsat înduplecat doar pentru o discuție la telefon. Mai întâi să auzim ce ne-a povestit el despre ziua când s-a întâmplat nenorocirea. Noi ne-am ieșit în parc să ne plimbăm. Și ne-am pus pe bardiorul ăla care e de la pod. M-a așezat pe dâns și stăteam pe internet. Și stătând și un băitan a zis că să haideam spre casă. Și noi am zis că mai stăm o leacă. Și a apărut băieți și Iana, care de atunci erau și
6 și 5 în parc. Nu țin minte de-am. Și ei au venit fără pe neașteptat, fără nici. Cata, noi ne-am întâlnit cu dânsii, dar ei erau la un local, cred eu, și când nu a zis nic, nici o întrebar nică, și noi ne-am pornit în parc și a stat. Pe urmă au apărut ei. De la o singură joacă, pe un oclasnic, să nu ești explod. Și au venit și au zis, guide, este Ana Mihai, mă cunoști, a este Ana. Și tati, cunosc. Și am început sfada, eu arătam mesaje, este Ana, de la mi-a spus, am început să sfădească de la, din general, la o fată. Era ca în joacă. Guide, este Ana, să era cu gura lungă, în fel, cum zic. Eu luat apărarea la pata și Ana și am început să sfadă. Deci eu luat apărarea, ca este Ana, și am început sfadă. Le-am sfadă, ea ca a ajuns la situația asta. Când am dat sarsa la apăr, o să reguidea și mai vine să încă unul spre mine. Pahomea? Pahomea este Ana și am dat, o dat să mă împingă și mine în știpul ăsta, las, nu s-o prins. Am dat, s-a ieșit, m-am ținut repă și am repă, nu știu să mă încălzească și nu știu să sar la bătaie. A ieșit după ce m-a dat în mine, a ieșit și guidea și încă unul, nu țin, ea că nu țin minte, Pahomea, nu țin minte, care a intrat, dânșat, s-a uitat la Sandu și nu i-a făcut nic, a ieșit și s-a tot dus, ca când n-a fost nic. Eu așa mă gândesc, dacă se vie la... Eu vreau să stau de vorbă chiar cu dânsul. Cum... Dacă se vie la judecată, când și ai loc judecată, ca să fie ca martor, înseamnă că nu. Dar dacă n-a se vie, înseamnă că asta e, eu îți precis că el a șlovat bani. Haideți să-l întrebăm pe domnul avocat. Poate să nu vină martorul în martorul, judecată? Dacă a fost inclus în lista probilor acuzării și procurorul se insiste ca acest martor să fie audiat în cadrul instanței de judecată, cu siguranță nu se poate să se eschiveze de la prezentare în fața instanței de judecată. Vi s-a părut că acest băiat putea fi mituit? Nu. Din înregistrarea care am ascultat-o aici în studio, pare sincer. A vorbit sincer și corespunde cu imaginile pe care le-am văzut de la locul tragediei. Eu zic mituit, bine, nu este cuvântul potrivit, el nu este un funcționar, dar plătit sau nici nu știu cum să-i zic corect, cumpărat, haideți să-l numim așa. Să vedem cum ne-a răspuns Roman atunci când l-am întrebat direct dacă a acceptat bani din partea presupusului agresor. Atenție! Tu pe tine te-au chemat la vreo judecată, nu știu? Da, trebuie să mă duc, dar nu prea vie să-mi cânt și ba un alta și... Da. Au venit și la mine și ne-au închinat 1000 de euro să-i scot plângerea. Cine a venit? Pahomea și cu niște băieți, eu stăteam la gazdă. Și vineau la mine, dar eu mă ziceam în drumul meu, dar ei singuri au venit la mine și au închinat niște bani să-i le scot plângerea. Și am dat atcaz, nu iau bani. Da, ți-am spus vreodată să-ți schimb mărturiile, poate? Nu, mi-a zis nimic. Eu, din câte am înțeles, tu acum nu mai ești la contact cu apropiații lui Alexandru, cu familia lui bunica, bunielul și tot așa. Eu nu. De-am nu mai vreau să am întrebări, de-am și așa că cap nimic. De ce nu ești la contact cu ei, dacă poți să-mi răspunzi? Nici n-am, nu mi-a de telefoanele, dar nici eu nu prea. Nici la mine numărul nu e stabil. N-am luat nici un bani, nici un leu de una. Eu singur îmi fac banul meu și ca nu știu cum mi-l fac cu greu și nu mă bucur la banul la altul. Eu am înțeles că această sumă de bani, 1000 de euro, i-a fost propusă nu pentru a-și schimba declarațiile, dar pentru a-i repara prejudiciul. Bănuiesc că dumnealui de asemenea este parte vătămată în această cauză, exact. Nici de cum nu este martor. Este alt statut procesual și această sumă de bani i-a fost acordată pentru a nu avea pretenții față de inculpați. După cum și v-am spus anterior, faptul că dumnealui nu o să aibă pretenții de ordin material și moral față de dânsii, față de inculpați, reprezintă o circunstanță atenuantă. Mai mult decât atât,
huliganismul de care este învinuit Pahomia, a doua persoană, este posibil de aplicarea amnistiei. Da, așa ne-a spus avocatul. Eu vreau, doamna Valentina, domnule Vasile, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, a trecut un an și trei luni, emoțiile sunt aceleași, dar intensitatea lor mai scade, deja nu mai vreți, cred că cu orice preț, sânge pentru sânge. Dar totuși vreau să vă întreb, cum credeți că ar trebui să fie pedepsit Guida, băiatul care l-a lovit, l-a bătut pe Alexandru? Știți, fiica ce, mea, ce vreți acum, de fapt? Fiica mea trăiește cu medicamente scumpi. El tot așa, eu îmi pot regula emoțiile mai altfel, dar tot un așa, eu aseară am primit că pot azi să mă... Eu vreau ca el să răspundă și să înțeleagă și alții că orice conflict între băieți, între ăsta, se poate lămuri pașnic, nu numai decât cu agresivitate, dar nu cred că să ajungă la urechile lui Buide și a lui mama lui, pentru că am văzut. Și atunci, ce pedeapsă vreți pentru el? Vreau pedeapsă care o merită. Care o merită. Acei ani grei de pușcărie. Și mama lui se simte durerea care o are fiica mea și noi care o avem. Acei ani grei de pușcărie. Ani grei de pușcărie. Eu sper că organul de urmărire penal și procurorul și-au făcut unis treaba. Au acumulat probe suficiente pentru a demonstra vinovăția persoanelor. Chiar dacă el a plecat peste hotare, da? Chiar dacă nu are de gând să revină, să ascunde, da? Fiind anunțat în căutare, poate fi examinat cauza în lipsa lui. Se aplică pedeapsa, ulterior se pune în executare sentința, chiar și dacă el nu o să fie. Și acest lucru va fi apreciat de către instanța de judecat, faptul că inculpatul nu este prezent în sala de ședință. Deci asta îi va agrava situația în fața în ochii magistraților. Cu siguranță. Dar lui Amuia, de exemplu, dacă el e psihotară, fugeți, este a lui, merge srocul ăsta, intră în... Nu, cum să-i meargă? Nu, el nu se află în arest, din câte știu. Nu. În termenul executării pedepsii poate fi inclus doar perioada aflării în arest sau în arest la domiciliu. Da. Atâta timp cât este în libertate... Cât este în libertate, termenul nu se pedeapsă va fi pus în aplicare din momentul pronunțării sentinței. Însă și situația îmi pare absolut clară și transparentă. Deci sunt dovezi, este filmare video care nu dă posibilitatea de a schiva, de a ieșua de pe calea dreaptă. Este martor care mi-a părut cinstit și onest, care nu s-a dezis, nu s-a vândut, nu și-a schimbat opinia și activitățile, pur și simplu își rezolvă viața, este pur și simplu într-un stres foarte, foarte mare și este un rezultat de post-stres, de aia schimbă telefoanele, nu mai poate vorbi, nu mai poate rezista. Este greu din punct de vedere psihologic, este traumat și el și este traumat mult, haideți să-l înțelegem. Da. Și va urma o sentință. Și eu cred că băiatul va fi tras la răspundere, reșind de fapta urâtă, gravă, care a săvârșit-o. Deci este o situație foarte dublă, trebuie să fie pedepsit și va fi pedepsit. Noi vom urmări procesul de judecată în privința morții lui Alexandru Colon, în speranță că adevărul va fi stabilit, iar vinovații vor purta răspundere. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.